Micaela și Cristina ar fi fost direct Nadia. În 1987, când încă nu i-ar dea nimănui de revoluție, pentru că toată lumea vorbea despre licee. Bă, cât de tare e bădică asta, bă, băiatul. Până nu comentez, nu mai comentez nimic. Eu nu comentez. Băi, aplauz. Remarcabil. Dacă e adevărat. Aplauz. Știi cum e, e ca la nuntă, nu? Cine nu vorbește acum să nu vorbească niciodată. Poate scrie memorii. Mă îndoiesc că Nadia scrie și mă îndoiesc că o să scrie memoriile. Ideal ar fi să nu le scrie Elena Cârstea, căci așa a amintit cândva că admirația Nadiei tresărea în frage de tinerețe în ritm de rock and roll. Mă rog, nimic grav, atâta timp cât marea noastră campioană n-a deprins de la denunțător latura clandestină a iubirii, iar de la complice aspectele ei practice, pianul și chiuveta. N-am auzit-o și nu cred. Și au fost nenumărate combinații în care ea a fost angrenată cu sau fără știrea ei. Nicu Ceaușescu, nu? Care îi smulgea unghiile. Ion Dolonescu, nu? Idolul carpaților. Dar dacă o vezi pe Ion Dolonescu, nu cred așa ceva. Nu cred, ar fi trebuit să adore muzica pop ca să-l iubești pe Dolonescu, care ar fi la un bărbat bine, un bărbat drăguț. Trebuia să iubești felul cum cântă. Cânta ușor, încet. Și adora publicul. Bărbații veneau și sărutau mâna, înțelegi? Tocmai de aceea, acesta pare fi adevăratul mister de dinainte de Montreal. A îndrăznit sau nu Ion Dolănescu să atenteze la marele trofeu, cu precădere într-un cuibușor discret din Focșani, departe de lumea dezlănțuită a lui Nicu Ceaușescu. Cum poți să te gândești la așa ceva? În mod surprinzător, noi îi simțim cam asexuați pe maneliști și pe așa de muzică populară. Însă, dacă ne uităm la Etno TV, Techno, scumpul imens, chiar toate alea, vedem că e o curvăsăreală pe toate axele într-o veselie. Pentru că rock-ul se tot dă mare, mamă, ce fetițe avem, ce nu știu, și băieții mai mult beau și adorm. În timp ce ăia o manea, treci frumos, râdă ceilalți care sunt beți în jurul lor și băieții operează ritmic. De câte ori ați fost în Sura Maestră? De 3 ori. În ciuda